Consiliul Județean Botoșani rămâne consecvent și continuă demersurile pentru salvarea operatorului de apă Nova Apa Serv. Consiliul Județean a înaintat instituției prefectului nota de fundamentare pentru inițierea unei hotărâri de guvern pentru acordarea unui sprijin financiar operatorului de apă. În urma solicitării managerului general interimar de la Nova Apa Serv, Consiliul Județean a înaintat către instituția prefectului nota de fundamentare actualizată prin prisma evoluției evenimentelor și a indicatorilor realizați, în vederea inițierii unei hotărâri de guvern pentru alocarea sumei de 10.455.526 de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziția prim-ministrului. Potrivit operatorului, suma solicitată este necesară pentru a nu intra într-un blocaj economic în plină pandemie de SARS-CoV-2, după ce firma a rămas fără lichidități în urma aplicării sentinței arbitrare, prin care a fost obligată la plata 7,6 milioane de lei către SC Aquaterm SRL, ca urmare a rezilierii unui contract de lucrări. Pe fondul unui management defectuos, societatea a acumulat datorii substanțiale în ultimul an și către principalii furnizori, inclusiv către Consiliul Județean, care a girat creditul luat de către operator pentru finanțarea investițiilor prin fonduri europene. În paralel, conducerea Consiliului Județean va continua să gestioneze probleme uriașe de la Nova Apa Serv, iar membrii noului Consiliu de Administrație vor căuta cele mai bune soluții după ce conducerea executivă le va pune la dispoziție toate datele financiar-contabile ale societății.